Meciurile demonstrative vor debuta pe stadionul municipal din Sighet cu începere de la ora 14. Cei care vor participa la această acțiune pot să doneze o sumă de bani pentru a-l ajuta pe micuțul Oliver să ajungă în Statele Unite, acolo unde este programat pentru a intra în sala de operație în data de 21 aprilie. Noi ne-am gândit în primul rând să facem câteva demonstrații ale țurcii, mai exact un pilon două de meciuri, în care băieții din asociație se vor grupa și vor încerca să demonstreze care este jocul de țurcă. Mai apoi sperăm ca toți cei care au auzit de acest caz să vină alături de noi și să încerce să-l susțină printr-o donație, care cum dorește, fiecare cu ce poate, cât poate. Noi vom sta la dispoziție timp de 2 ore pe stadionul municipal în această duminică. Va fi o urnă în care fiecare va dona cât crede el că poate și dorește. Sezonul de țurcă a debutat duminica trecută. În parteneriat cu primăria și conducerea stadionului municipal, Asociația Sportivă Clubul Român de Țurcă a primit un sediu, primul sediu al asociației, de altfel, un spațiu din incinta stadionului.